Salutare și bine ați venit pe acest canal de YouTube, canal dedicat, bineînțeles, pasionaților de autoturisme Dacia. Ce facem astăzi? E bine, montăm o cotieră pe un Sandero Stepway. Mașina nu este dotată cu această cotieră, deci vom folosi o cotieră SH, dar desigur o cotieră originală Dacia. Avem aici suportul de prindere, cotiera și toate componentele acesteia. Bun, pentru a monta trebuie să știți că aveți nevoie de tubulară de 13 mm și Torx de 20. Cotiera va fi prinsă în locul suportului de pahare. Vom elimina suportul, iar aici va fi montat sistemul de prindere. Există aici un capac care trebuie desfăcut. Sub capac se află un șurub. Îl desfiletăm folosind Torx-ul de 20. Înainte să scoatem tunelul, ridicăm frâna de mână la maxim. Atenție la mufa start-stop. Se declipsează pentru a putea elibera tunelul. Cotiera va fi montată sub frâna de mână. Din acest motiv, trebuie să desfiletăm cele două șuruburi care o susțin. Secționăm mocheta pentru a nu ne împiedica la montarea suportului. La al doilea șurub vom folosi tot capătul de 13 mm. Acum eliberăm frâna de mână și o scoatem din suport. Nu uitați să scoateți mufa care acționează martorul luminos din bord. Punem acum suportul. Demufăm cablajul frânei de mână de cablajul ce acționează roțile din spate. Atenție! Recablarea se va face pe sub suportul cotierei, nu pe deasupra.
cum spuneam, pe sub suport. După ce fixăm suportul și frâna de mână, punem înapoi cele două piulițe. Acum punem înapoi mufa de la martorul luminos din bord. Testăm frâna de mână. Aceasta trebuie să se tragă ușor. Eliminăm suportul de pahare de pe tunelul frânei de mână. Acesta se demontează acționând un clips. Cablăm acum mufa de la butonul Start-Stop. Punem înapoi șurubul de fixare al tunelului. Cotiera se prinde de suport în 4 șuruburi, 2 pe parte și 2 pe cealaltă. Avem un ghidaj care intră în locașul de pe suport.
Torx 20. Acesta este modul de prindere al capacului pe cotieră. Șurubul de aici vine în suportul de plastic. Acesta este locașul pentru comenzile geamurilor electrice de pe spate, care va rămâne gol deoarece mașina nu este dotată cu această opțiune. Atenție la elementele de ghidaj. Alte două clipsuri. Acest șurub ține capacul din spate. Iar acest șurub prinde capacul din față. Acesta este spațiul de depozitare al cotierei. Așadar, dragilor, acesta a fost procesul. Dacă v-a plăcut, vă invit să dați like și share și, bineînțeles, dacă doriți să vedeți și alte filmulețe, abonați-vă la acest canal.